Un șofer în vârstă de 20 de ani din județul Maramureș s-a urcat beat criță la volan. Tânărul a fost oprit azi noapte în trafic pe drumul național 67C de către polițiștii din Novaci. Etilotestul a indicat valoarea de 0,83 mg alcool pur în aerul expirat. Acesta a refuzat ulterior recoltarea de probe biologice, întrucât pedeapsa pentru conducere sub influența alcoolului este mai mare. Bărbatul a rămas fără permis și s-a ales cu dosar penal pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.